Partidul Național Liberal este clar și deschis, chiar ca și mesaj unionist. Dumneavoastră, de-a lungul timpului, cel puțin dumneavoastră în ochii cetățenilor, sunteți un lider de partid și un politician unionist, cu idei unioniste. Totodată, partidul nu este tocmai unionist, pentru că în programul partidului nu se regăsește acest punct nicăieri. De ce? Nu ați considerat așa. Eu văd lucruri altfel și lumea vede altfel. Noi am avut partide care au avut în statut această prevedere și ce au promovat în final și s-a terminat lupta politică și promovează astăzi. Eu cred că decretul meu e mai mult ca toate programele tuturor partidelor. Nu, păi de ce și nu, 28 nu, iunie 40? Nu este prezent în momentul ăsta în programul Partidului Liberal? Păi problema unității neamului românesc trebuie să fie o problemă nu speculativă, dar o problemă care așa încât să vină ziua când ai bate acest țăruș, să fie bătut pe veci. Mai clar, domnule Ghiță, vă rog. Partidul Liberal va promova o politică unionistă sau nu? Ce câștigă acela care umblă și strigă că ia că avem unica, cu un grupa ghem, să creu unere. Nu așa? Ce a făcut dumnealui? Sau dumneiei sau alții cu acest. Ce au făcut inginerii? Eu fiind, am dat dovadă. Am avut o funcție în state, am dat dovadă prin tot ceea ce am promovat că ceea ce e posibil am făcut. Da sau nu? Partidul Liberal va promova o politică unionistă sau nu? Dar ce facem noi? Păi, că am adus limba română la nivel de limbă oficială. Că am adus limba română la nivel de limbă oficială prin decizie curțională. Asta e ce politică. Momentul ăsta nu se regăsește în program. Iată de ce vă întreb. Cum nu se regăsește? Serios? În program scrie ceva despre despre unire? Poftim? Despre unire scrie ceva în programul Partidului Liberal? Îmi pare rău că înseamnă că nu știți să citiți programul. Deci este acolo momentul ăsta. Este. Așa, bine. Înseamnă că l-am scăpat. Dar repet încă o dată. Nu forțați această problemă. Nu vă uitați la cei care strigă în stradă. Dar eu nu vreau să o forțez. Da. Eu vă întreb, pentru că asta se întreabă lumea. Ce? Pentru că dumneavoastră sunteți un om care ați făcut multe declarații unioniste și totodată și eu în programul PL lucruri... nu am văzut și am făcut, nicio declarație domnule, legată de mine. Una să scrii și alta să faci. A vorbit pe toți, dar fapte. Arătați-mi cine a făcut mai mult decât Mihai Ghimpu. Nu, asta era întrebarea. Nu, zis că nu ați făcut. Nu, discutăm. Cine a făcut mai mult decât Mihai Ghimpu? Ce sunt de cauză națională? Decret. Cine l-a semnat? Eu fiind interimar. Desecretizarea arhivilor KGB-ului. Cine a făcut? Cine a adus limba română? Cine a adus Crăciunul pe stil nou, dacă nu liberalii, Ghimpu în frunte? Ce? Răspunsul este da? Eu vreau să vă uitați la oameni după fapte, nu după vorbe. Și după ceea ce merg prin stradă. Dar eu vreau să răspundeți da sau nu. Ce? Mi-ați multe doriți. Veți promova o politică unionistă sau nu? Vă rog, puțin apă, poate. Luați și o să fie mai bine. Veți promova altă întrebare, sau nu? Eu am răspuns la întrebarea asta. N-am auzit da sau nu. Îmi pare rău că stați cu auzul slab. Nu vă spărați. Spus. Eu am răspuns. Până mult ce am făcut eu. Și în Redi v-a răspuns că eu slab citiți programul. Nu? Sau nu știți a citi? Nu, nu știu a citi, domnule Ghimpu. Și asta deja nu e vina mea. Am înțeles. Bun. Astăzi Partidul Liberal promovează integrarea Republicii Moldova în Europeană. E clar? Asta e clar. Și are grijă de identitatea sa, de limba sa, de tot ceea ce care pas cu pas să mergem așa dar ca nu, să... Dar nu promovează o politică unionistă? Sau o promovează? Da sau nu? Direct? Simplu. Sigur că nu. Ce spun? Dar ce nu. Promovăm? Am înțeles. Sunt lucruri, depinde când și cum, ce faci. Eu spun încă o dată. Ce înseamnă a promova, a striga? Vreau unire? Și... Hai să ne unim și o strigat mulți până acum. Păi ați strigat și dumneavoastră. Da, am făcut. Dacă are fost să funcționeze. Dar acum de făcut. Ce nu mai strigați? Ce strig? Fiindcă fac, pot face. Și am făcut niște lucruri. Am înțeles. Partidul Național Liberal și Partidul Liberal Reformator, cu siguranță... Nu vorbiți de ei, că ei în genere nu sunt. Dar trebuie să vorbesc, îmi pare rău. Dumneavoastră, dacă doriți, eu nu mă întrebați, că nu vă vorbesc. Ei țintesc spre electoratul Partidului Liberal. Credeți că le va reuși sau nu? Ei tot timpul au țintit spre cei ce nu le aparține. Nici cauza și nici valorile liberale. Iarăși nu mi-ați răspuns la întrebare. Vom reuși ei. Sau nu? V-am răspuns. Hai să înțelegem că așa. Nu, mi-ați spus că ei tot hai timpul au țintit. Așa. Mi-ați spus okay. Întrebarea, eu răspund cum vreau eu. Nu, dar mă eu nu aud răspuns. Eu vă spun încă o dată. Nu mă înghimpați.
Deci nu vă înghimp. Eu vă întreb și dumneavoastră nu răspundeți. Dumneavoastră nu răspundeți. V-am răspuns? Nu. Trebuie dumneavoastră altă întrebare. Eu am spus, ei nu sunt partide care pot pretinde nici la valori și nici la cauză națională. Nu-i răspuns? Ok, dacă vreți dumneavoastră asta să fie răspunsul. Eu cum văd eu, dar pui întrebarea cum vrei, eu nu răspund cum vrei eu. Eu am vrut să știu dacă ei au șanse sau nu să... Și mă pui discuți trădătorii ăștia care i-am adus în partid și au luat mandat și au trădat partidul și nu avea partidul de fracțiune. Dar cine să discute despre ei? Dar nu vreau să discut cu ei, nu merită. Mă înțelegeți ori nu? Domnule Ghimpu, dumneavoastră nu vreți să discutați despre listele PLD-MEU-ului, nu vreți să discutați despre listele PLD-MEU-ului, despre PCRM nu vreți să discutați că ei promovează politicile ruse, despre Renato Usatăi nu vreți să discutați, păi despre cine vreți? Mai bine și întrebări să-mi puneți. Dar dumneavoastră, de ce nu vreți să vorbiți despre concurenței dumneavoastră electorale? Pentru că ei nu sunt concurenți. Dar cine este concurent pentru Partidul Liberal? Care sunt concurenți. O să luați 100 de mandate? V-am spus, sunt concurenți trei partide care trec în Parlament. V-am spus. Ce discutăm despre partide care nu trec prag? Ce să discutăm noi? Ce să fac publicitate sau ce? Domn Păcălnic, pentru asta m-ați invitat să fac publicitate partidelor care, sau celor care au trădat Partidul Liberal? Eu v-am invitat ca să faceți o analiză. Păi eu vă fac. Vă răspund și nu mă presați. Că nu eram primit răspuns. Câte mandate o să... La câte mandate vă așteptați? Cât o să îndea cetățenii și Dumnezeu. Dar la câte vă așteptați? V-am răspuns. Mai departe. Cât o să ne dea legătorii prin voi și Dumnezeu? Eu înțeleg că atâtea câte o să vă dea, atâtea o să primiți. Câte vreți? 1000. 100 o să aibă Partidul Liberal? 1000 nu avem, domnule Ghimpu, avem numai 101. Păi, vedeți? Nu vă, iar nu vă place răspunsul meu. Câte? Câte o să dea cetățeanul care are drept de vot? A fost o inițiativă a Partidului Național Liberal, doamna Pavlicenco, lider, de unirea partidelor cu viziuni liberale, pro-occidentale, pro-românești. Eu vreau să vă întreb, dumneavoastră ați răspuns aceste inițiative sau nu? Nu, eu ați vă răspund acum. Simplu așa, ca pentru oameni, da? Da, ca să înțeleagă oamenii. Noi vrem să înțelegem cine și cum se poziționează. La ce să ne așteptăm. Ce vom câștiga noi dacă ne pornim la cosât? Noi cu coasa, dar PNL-ul fără coasă. Ce are PNL-ul ca să ne unim noi? Spuneți-mi. Eu v-am întrebat... Idei avem... 1000 și una noi Partid Liberal. Noi avem mii de cetățeni care promovează aceleași idei. Și atunci de ce să tragă coasa președintele din filiala Raionul X, dar cașa să o mănânce membrii de la PNL? Bine, am înțeles. Dar foarte bine. Sunt... Promovează idei, ne bucură. Asta e bine, că sunt și partidii care extraparlamentare promovează idei de felul ăsta. Dar... E o formațiune totuși vizibilă. PNL e o formațiune vizibilă. Eu vreau să mă întreb pe acest segment. Dumneavoastră mai vedeți formațiuni care pot... Eu am văzut. De ce la noi a apărut partidele astea? Doar vă amintiți, odată cu fuzionarea... Dar nu în dialog. Sunt partide... Fuzionarea aceea care a fost toți s-au adunat în Amenie. N-a mai existat niciun partid liberal. Vă amintiți? Da, sigur. Toate. Nu a venit Partid Liberal. De ce pe noi a apărut și PLD-MEU, și PNL, și PLR, și ce cum aia? Mănuhai, a întâlnit pe unii mă, care pielea asta rău, cum se mai pun pe alții. Sunt câteva formațiuni vizibile pe acest segment. Și? PNL-ul. La cine doamna Pavlicenco păi se referea dacă la, de vizibil, la antimafie. Dacă e atât de vizibil, atunci de ce nu are sprijinul cetățenilor? Uh-huh. Acum uitați-vă, este un alt subiect legat de acest segment. Am fost luat... Ce scuze, dacă de exemplu suntem două partide, da? Pragul la noi e 6, așa? Da. Ei au 3 și noi 3 sau ei 4 și noi 2. Ne unim ca să facem 6, cu toate că aici crește pragul, da, nou. Crește, da. Clar, am înțeles punctul dumneavoastră de vedere, deci nu, dar măcar să fi răspuns inițiativii, pentru că mi se pare... Eu nu am primit la partid așa inițiativă. Public, poate a fost, dar unde mers oricare către partid, n-a fost. Dacă e vorba de segment, este o problemă care pe mine... Personal, chestia asta m-a atins pentru că nu m-a așteptat. Eu cred că noi foarte bine prezentăm acest segment. Mă rog. Sunt și dovezi în la vorbe și decretul meu și desecretizarea și limba română, limba oficială. Deci aveți monopol pe acest segment. Și apropo, domnule Ghimpu, recunoașteți că aveți monopol pe acest Republicii segment. Moldova, la 90, care am reușit să deplinim programul nostru 80%. 80% din... Cam 80%. Din program electoral. Iacă, anume în anii aceștia, asta da? E o chestie, da, păi luați partea națională, noi... vedeți, noi am ajuns tot. Da. Noi acum ne axăm pe economie, vrem.
să schimbăm lucrurile. Eu de ce v-am bunăstare întrebat segmentul? Dar ați promis multe, și, inclusiv legate de economie, nu doar despre limba. Avem de economie de acum. Da, ați promis și nu l-ați realizat. Vom verifica. După aceasta vom discuta fiecare parte. În mod surprinzător, avem două procese electorale, Republica Moldova-România. În mod surprinzător, problema unirii în România a ieșit în prim plan. Da. Eu vreau să vă întreb, pentru că l-am întrebat anterior și pe domnul Dorin Chirtoacă, colegul și adjunctul dumneavoastră, dacă în Republica Moldova problema unionismului va fi una electorală. Domnul Dorin Chirtoacă spunea că e o problemă subtilă, a fugit. Eu de la răspuns. Eu vreau să vă întreb pe dumneavoastră acum. Dumneavoastră considerați că e bine, este sens ca în Republica Moldova, în campania electorală, problema unionismului să fie scoasă în prim plan? Sau, credeți că există lucruri care mai bine nu, să nu fie scoasă în prim plan? Din momentul în care Victor Ponta a vorbit despre această deschis, dacă poate ar trebui și partidul dumneavoastră să spună deschis. Lucrurile pe nume. Există aici subtilități. Ce e mai bine? Cum trebuie să abordăm? Îi place femeii. Știți că femeia trăiește cu urechea. Da. Și îi place să audă. Sigur. Te iubesc. Dar asta nu-i de ajuns. Dar poziția Partidului Liberal. Așa și aici. Nu trebuie noi tot timpul să ieșim și să scandăm, să strigăm. Eu cred că lucrurile trebuie și ca să și la toate problemele se rezolvă nu prin vorbe, dar prin acțiuni concrete. Și atât în privința aceasta, noi, Partidul Liberal, avem fapte concrete. Și, dar e temă de campanie sau credeți că mai bine să nu fie o temă de campanie? Am mai ieșit odată unul cu tema asta de campanie și a compromis. Deci dumneavoastră sunteți foarte precaut în privință. Nu sunt precaut. Deci conform Constituției, partidele politice reprezintă interesul cetățenilor. Eu nu sunt omul care vreau să obțin niște succese prin minciună, prin manipulare, prin forțare. Nu? Nu-i corect. Noi trebuie să aducem oamenii la ceea ce considerăm noi că e bine. Să-l convingem. Deci credeți că promisiunile legate de unire sunt niște minciuni? Nu, dacă eu mă duc în teritoriu și îmi spun oamenii, domnul Ghimpu, dumneavoastră sunteți, vă scuzați că nemodestie, dar spun discurs care eu am. Sunteți cel mai bun, vorbiți pe înțeles, sunteți cinstit, nu furați ca ei. Și tot începe așa. Și eu zic și, dacă votul, ei, dacă dumneavoastră zici, suntem români. Iată care e problema. Și eu vreau să spun că aici e marea problemă a moldovenilor noștri. Ei se tem de românism, dar nu se tem de sărăcie. Ce încurcă omului, vrea să trăiască bine? Acum faceți o șmecherie. Dar ce șmecherie? Pentru că, așa spuneți dumneavoastră, auziți de la cei cu care vă întâlniți pe la țară, că nu vor să se numească români, de ce și nu forțați această notă? Cu toate că dacă veți veni la putere, veți opta pentru acest lucru. Nu. De ce din start nu spuneți că noi optăm pentru unire cu România? Nu, stați o clipă. Noi n-am avut niciodată un program. Așa e, corect. N-am avut. Nu mint niciodată. Eu din contră am, repet încă o dată, noi, Partidul Liberal, ne-am asumat cea mai grea povară. Adevărul. Și istoric. Și datorită acestui adevăr care îl promovăm noi, noi avem, în comparație cu aceste partide, cel mai puțin mandat. Eu am să refac întrebarea. Datorită aceasta. Dacă îmi dați voie. Pentru că ei nu se pot compara cu noi în guvernare corectă, în folosirea banului public, în toate celelalte. Noi avem doar această problemă. Și eu mă întrebesc cu asta că nu ne-am asumat această... Din punctul dumneavoastră de vedere, oricum, problema a ieșit în prim plan. Din punctul dumneavoastră de vedere, cum trebuie formulată, cum trebuie abordată această problemă, în primul rând, ca să nu dăunăm cetățenilor noștri cu sentimente pro-românești. Ca să nu dăunăm ratingului electoral al partidului pe care îl reprezentați. Deci, cum Partidul Liberal va răspunde în această campanie, pentru că am văzut sunt partide în Republica Moldova care vor promova ideea unionismului. De ce vă rog, dacă puteți succint, pentru alegătorii, în general pentru toți alegătorii și pentru alegătorii Partidului Liberal, cum trebuie abordată această problemă ca să nu dăunăm nimănui? E posibil acest lucru? Întotdeauna trebuie să promovezi ceea ce e posibil. Cu greu, dar e posibil. Deci fapte reale, mai puțină vorbe, mai multe fapte. Ce facem noi pe leu? A știut cineva, a trecut cuiva vreodat prin cap că o să apară decretul lui Mihai Ghim cu 28 iunie? Corect. Dar dacă puteți, eu pentru telespectatori, puteți enumera faptele bune pe care le-a făcut pe leul în domeniul, hai să zicem, promovării românismului. Limba română, limba oficială?
Asta e... Ea nu a sesizat la Curtea Constituțională, dar pe cum? În Constituție oricum e scris limba moldovenească. În Constituție oricum rămâne scris limba moldovenească. Constituția deja nu mai este singurul document. Ea face cor comun cu declarația de independență. Și în declarația de independență e scris limba română. Ea rămâne, dar nici nu mai poate spune că e neconstituțional când vorbești. Domnul Ghimbo, aici este o problemă. Aici este o problemă. Da. Curtea Constituțională din Republica Moldova a făcut o descoperire științifică. În toată lumea, blocurile constituționale sunt pe orizontală. Curtea Constituțională din Republica Moldova a făcut o descoperire absolut fantastică științifică. Ea a făcut blocul electoral pe vertical. A pus declarația de independență deasupra. Nu, așa ceva comun. În lume nu există. A spus că faci cor comun. Nu, el a pus deasupra pentru că a spus că prevalează. Domnul, aici punem o virgulă. Revenim după o scurtă pauză. Domnule